Mit navn er Kim Krag. Nu mener meg hvis det er Kim Krag. Sunt in Haderslev, Danemarka, unde gestionez o fermă de 600 de hectare. Locuiesc aici împreună cu soția și cei trei copii. În 2011 am redus dimensiunile ferme de la 1200 de hectare la 600 de hectare. Era prea multă muncă administrativă și nu puteam acorda atenție lucrurilor așa cum mi-aș fi dorit. Eminator să am grijă de culturile din câmp și să lucrez cu utilajele în loc să trimit angajații sau contractorul să se ocupe de lucrări. Zilele sunt mai bine organizate și sunt propriul meu șef. Mă bucur foarte mult că am luat această decizie. De când ocupăm de un număr mai mic de hectare, am devenit o persoană mai fericită și am mai multă energie. Soția mea este de aceeași părere. Nu muncesc mai puțin decât înainte, dar sunt mai fericit. Dezvoltarea nu înseamnă doar să deții mai multe hectare, utilaje mai mari sau să ai o cifră de afaceri mai mare. Dezvoltarea înseamnă și să faci mai multe din mai puțin. Nu trebuie să fie neapărat vorba despre cantități mai mari. Dezvoltarea are mai multe aspecte. Una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă fermierii danezi este faptul că, spre deosebire de restul Uniunii Europene, cadrul legislativ din Danemarca este foarte restrictiv. Multe reglementări înseamnă multă treabă administrativă, însă trebuie să facem față acestei provocări. Pentru mine, munca excelentă înseamnă să cultiv pământul bine, să obțin recolte bune și să văd că totul merge bine în timpul recoltării. Recoltarea este întotdeauna un fel de test pentru o fermă cu terenuri arabile. Sunt fericit să fiu fermier pentru că îmi pot planifica activitatea și ziua de lucru pe cont propriu și pentru că am familia aproape. Acest lucru este foarte important. Dacă viața de familie funcționează, tu poți funcționa și ca șef al fermei tale. Toate au o legătură. Abia atunci ești pregătit să faci față marilor provocări care se ivesc mereu în cadrul unei ferme.